Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vom face un stop cadru în orașul roman. De ce? Pentru că femeia contează. Rămâneți alături de noi și veți urmări timp de o oră lucruri interesante. Vă aștept! Ziua, stimate doamne, și bine ați venit la evenimentul de lansare al asociației noastre. Uitați un vis devenit realitate, pentru că dumneavoastră știți că am plecat de la o mână de oameni acum puțin timp și iată-ne la prima noastră întâlnire. Pentru că eu cumva am fost inițiatoarea acestui proiect, care s-a născut din nevoia de a avea în comunitatea noastră o asociație care să promoveze femeia în comunitatea locală, în ariile sociale, să fie mai implicată în deciziile care se iau în comunitatea noastră, să avem un loc în care oricând să ne putem adresa când avem nevoie de o informație, să avem un loc în care cineva să ne asculte oricând, pentru că noi, femeile, avem nevoie să contăm mai mult în societatea actuală. Pot spune că visul meu, cumva, pe care îl aveam, a devenit în foarte scurt timp o realitate datorită unei echipe minunate care imediat s-a alăturat și împreună am înfăptuit această asociație care vrem să promoveze femeia, dar în care femeia să dețină mai mult control asupra vieții sale, să fie un partener respectabil, liber, puternic și egal. Ceea ce știți probabil despre mine este că sunt psiholog de profesie. În această seară prezint acest eveniment pentru că din echipa noastră cumva am simțit nevoia să ofer suport în organizare și prezentarea acestui eveniment. Este prima dată când prezint un eveniment, deși am mai apărut în emisiuni. Aș vrea să mă iertați dacă voi avea emoții, pentru că e un moment important pentru noi toate, și să mă înțelegeți cumva că e pentru prima dată când fac acest lucru. Despre mine. În seara aceasta, să zic, mă voi transforma din psiholog și, cum îmi place mie această metaforă a fluturelui, în această seară aș vrea să fiu un fluture alături de dumneavoastră și de echipa care stă în spatele organizării acestui eveniment. Și am ales fluturile pentru că eu cred că lucrurile mici sunt cele care pot avea efect pe termen scurt. Pot spune că eu
pot fi un exemplu de om care se bucură în fiecare zi de frumusețea sa, care gândește mereu pozitiv și încurajează pe cei din jur. Și ce mai pot spune despre fluturile din mine este că crede mai degrabă că lucrurile se pot face împreună. Aș dori să vă transmit acest mesaj ca și mesaj de început, că noi femeile ar trebui să fim mai unite, să punem umăr la umăr și să ne implicăm mai mult în comunitatea locală, în proiecte sociale, în a-i ajuta pe ceilalți. O facem fiecare în dreptul nostru și știu că vă cunosc pe aproape toate dintre dumneavoastră prin prezentările și întâlnirile noastre, dar mesajul meu este că eu cred că împreună avem o altă forță și este forța feminină care iluminează și transformă tot ceea ce este în jurul nostru, în a veni cumva să echilibreze partea masculină. O să le rog pe rând pe colegele mele să se prezinte. O să o invit pe Daniela Butnariu, care este și președinta asociației noastre, să deschidă sesiunea de prezentări. Bună ziua! Mulțumesc colegii mele care a prezentat atât de frumos asociația și cu echipa Femeia Contează. Mă numesc Butnariu Daniela. În cadrul asociației eu sunt vizionarul, pentru că mi-am dedicat mult timp studiului asupra managementului, atât în țară cât și în străinătate, pentru că de 12 ani conduc o firmă din Roman. Și pentru că de 12 ani mă lovesc cu multe probleme și cu faptul că multe concepte asimilate din străinătate încă nu le putem pune în practică în România. Cum spuneam, de-a lungul anilor m-am lovit de multe probleme. M-am lovit de probleme în învățământ, în sănătate, în justiție, în administrarea publică. Și am tras o concluzie. Viața înseamnă schimbare, iar noi putem avea două atitudini. Să ne implicăm în schimbare sau să nu ne implicăm. Dacă ne implicăm în schimbare, probabil există posibilitatea să fim dezamăgite. Dar dacă nu ne vom implica în schimbare, cu siguranță nu o să facem nimic. O să rămâne doar simpli spectatori în viața noastră. Ce vreau de la Asociația Femeia Contează, în primul rând, cum a spus și colega mea, vreau să fim stăpâne pe viața noastră. Vreau să învățăm să ne creiem opinii, vreau să învățăm să nu ne fie frică de a le expune și de a le dezbate. Vreau să muncim, să găsim soluții și să le implementăm. Vreau ca împreună să trăim într-o democrație veritabilă. Vreau eu, un singur om, nu contez deloc, dar noi împreună putem și avem puterea de a schimba lucrurile. Vă mulțumesc! Cine urmează? O rog pe doamna doctor că se prezinte singură. Sunt Mihaela Dascălu, sunt medic și pentru mine, prezența mea aici a fost o provocare. Mi-am spus așa, dacă sunt în stare să manageriez o clinică cu medici, asistente, poate pot să pun și eu umărul să fac ceva în cadrul acestei societăți. Și pentru că colegele mele mai tinere și-au expus punctul de vedere și aproape în totalitate, eu am să aduc câteva cuvinte de îndemn femeilor prezente la această frumoasă adunare, cât și tuturor femeilor din România. Să nu uităm
loviturile primite de la viață, să uităm de trădarea prietenilor, să uităm de urățenia minciunii care distruge, să uităm de suferințele pricinuite de iubit și să-i mulțumim Domnului care ne dă puterea și ne ajută să mai trăim o zi în lumină și iubire. Asta am avut de spus pentru că colegele mele m-au numit înțeleapta. Vă mulțumesc! Numele meu este Nadina Ana și în cadrul acestei asociații reprezint Omul. Am terminat facultatea de litere pentru a-mi urma visul acela de a deveni profesor de limba engleză. Se pare însă că Dumnezeu a avut cu totul alt scenariu pregătit pentru mine și de aproximativ 6 ani lucrez în domeniul asistenței sociale. Aici am învățat și am înțeles un lucru extraordinar și esențial, acela că oamenii cu dizabilități, oamenii cu nevoi speciale, au nevoie, pe lângă sprijin și asistență profesională, de foarte multă bunătate. Mai precis, de acel zâmbet cald și de acea privire bună și blândă, ce reprezintă și are efectul placebo asupra acestora. Vă voi povesti un caz real pentru a reliefa mai mult acest aspect trăit de mine la servici. Într-o zi, un domn vine să depună un dosar de încadrare în grad de handicap. Înmânându-mi dosarul, îl analizez și constat că are actul de identitate pe care să expire. Îi comunic acest fapt și îl îndemn să își preschimbe actul de identitate. Domnul mă privește fix în ochi și îmi spune așa: Doamnă, eu am cancer, mi-a căzut tot părul, mă simt atât de rău, ce rost ar mai avea? Am fost atât de uimită și bulversată în același timp, întrucât chiar nu aș fi știut care ar trebui să fie răspunsul corect, firesc, într-o astfel de situație. Însă mi-am găsit puterea și nu am spus decât atât. Cu siguranță ne vom revedea și la anul și cu siguranță ne vom revedea sănătoși. Mi-a zâmbit timid cumva și a plecat oftând. Vreau să vă spun că mare mi-a fost bucuria în momentul în care pe acest domn l-am revăzut și anul următor. Întrucât la noi, dosarele acestea de încadrare în grad de handicap se reînnoiesc anual în anumite condiții. Intrând în birou, mi-a căutat privirea și ca și cum ar fi trebuit să-l recunosc, mi-a spus: Doamnă, mi-am făcut buletinul și mi-a crescut și părul, uitați-vă! Și și-a plecat capul ca să văd acest lucru. Nu pot să vă explic ce emoție m-a încercat și am resimțit atunci. A fost ceva extraordinar. Credeți-mă că a fost momentul în care am înțeles clar cât de mult contează empatia noastră vis-a-vis de ceilalți. Ce doresc eu în cadrul acestei asociații este să ne unim și să-i ajutăm pe semenii noștri, pe oamenii suferinți, pentru ca aceștia să nu fie marginalizați, izolați, discriminați și discreditați, ceea ce deseori se întâmplă în societatea noastră. Vă mulțumesc! Bună ziua! Da? Cred că de emoții. În această asociație, colegele mele m-au numit luptătoarea. Eu le mulțumesc pentru asta. Într-adevăr, cred că s-au orientat prin faptul că de aproape 20 de ani am desfășurat activități de voluntariat ca ONG-istă în această comunitate. Recunosc că nu a fost ușor. Și în același timp mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat această deschidere. Cred că în afară de muncă, așa cum spunea și Adina, e nevoie de ceva nativ. Și acum, împreună cu colegele mele, am pus bazele unei noi valori în care credem, și anume femeile, pentru că femeia contează. Ce pot să vă urez eu este să credeți în voi, să îndrăzniți să visați, să fiți unite, să arătăm că există solidaritate feminină. Vă mulțumesc! O să continuăm programul nostru pentru că avem un invitat special și pentru că
E o persoană atât de minunată pe care am cunoscut-o cu aproximativ un an în urmă și cred că un om mai pasionat ca dumneaei de tot ce înseamnă drepturile femei, de promovarea femeii, de egalitatea de șanse, despre discriminare, eu nu am cunoscut până acum și nici nu am văzut, de altfel, uitându-mă ulterior, după ce am făcut cunoștință, să existe la noi în țară. Unul dintre cei mai mari specialiști, cred eu, probabil și dumneavoastră să vă convinge de acest lucru, în programe de promovare ale femeilor, o doamnă distinsă care a inițiat acum 20 de ani, cred, în urmă, o asociație pentru femei, cred că printre primele asociații pentru femei, șef, șanse egale pentru femei, o doamnă deosebită care de 20 de ani promovează programe de implicare a femeii, atât în viața administrativă, politică, drepturile femeilor, programe de combatere a violenței domestice, foarte, foarte multe proiecte legate de acest domeniu. Ne bucurăm să o avem astăzi în mijlocul nostru pe doamna Dina Loghin. Vă invităm alături de noi și este o onoare să o avem la deschiderea asociației noastre. Mulțumesc frumos! Cred că n-am fost laudată în viața mea, așa, deși am luat vreo două premii internaționale și vreau să vă spun că admit că foarte multe lucruri sunt adevărate, dar nu cred că sunt mai minunată decât toate antevorbitoarele și decât multe alte femei care se află acum în sală. Sunt emoționată să fiu aici, sunt emoționată să văd atât de multe femei. Dacă aș fi fost romașcancă și membră în asociație, aș fi vrut să fiu femeia. Pe lângă luptătoare, vizionare și toate celelalte. Femeia care se simte bine în pielea ei, care, indiferent ce meserie a ales în viață, odată cu transformările societății noastre, a mers înainte, când cu capul, când cum a putut, să reușească să răzbată și să meargă mai departe. Fundația noastră se cheamă Șanse Egale pentru Femei, șef. Pentru acest șef am pătimit mult, pentru că organizațiile feministe au spus că sunt sexistă, că șef este masculin. Și am afișul în limba engleză al organizației noastre, care înseamnă să ne împăcăm cu egalitatea. Asta pentru că atunci când se spune că atunci când ești cu cugetul curat, toate stelele lucrează să te ajute. Și noi când am cumpărat un sediu la organizație, l-am cumpărat pe strada împăcării, acest Reconciliation, care avea în dreapta o stradă perpendiculară pe ea, care se numea strada egalității. Deci nimic nu este întâmplător pe lumea asta. Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru că ați înființat această asociație și vă doresc un traseu plin de realizări și de împliniri. Am ales ca citat de început, acest a simți, a iubi, a suferi, a se devota, vor fi veșnic urzeala vieții femeiești. Sigur că e stilul lui Balzac, dar cred, eu sunt convinsă că într-adevăr a simți, a iubi, a suferi și a se devota înseamnă esența condiției de femeie. Felicitări pentru înființare și cuvântul meu de bun venit acestei organizații ar fi ceea ce urmează. Nu va fi ușor, dar s-ar putea să vă fie un pic mai ușor pentru că au fost pionierele, cele care au început de mai demult să facă ceva pentru femei în țara asta. Și mi-amintesc de exemplu de Laura Grünberg, președinta de la Societatea de Studii Feministe ANA, care în 1995, când am cunoscut-o eu, își dorea și de atunci luptă să schimbe abecedarul. Da? Să fie un abecedar care să țină cont că un bărbat nu își ajută soția dacă face ceva în casă, în gospodărie sau se ocupă de lecții la copii. Își ajută căsnicia și își ajută copiii. Ei, am aflat anul trecut, deci după 20 de ani, că Ministerul Educației are pe agendă să schimbe
abecedarul. Deci după 20 și ceva de ani s-ar putea ca Laura să aibă o mare realizare. Și vor fi și momente mai grele, dar dacă veți fi împreună, în mod cert, vă va fi un pic mai ușor. De ce contează femeia? Pentru că îmi place foarte mult și mi-a plăcut de când am auzit numele acestei asociații. Pentru că, în primul și în primul rând, în tot ce se întâmplă în lumea asta, cel mai mult contează omul, iar omul sfințește locul. Iar femeia este om. Și m-am gândit eu să vă spun că după capul meu, femeia contează în primul rând pentru că este femeie și indiferent dacă va ajunge vreodată soție și mamă, ea își va îndeplini niște sarcini în familia din care provine sau în familia în care intră pentru că frați sau surori și-au întemeiat o familie. Pentru că abordarea patriarhală presupune că orice femeie ajunge soție și mamă și atunci rolul să stea la cratiță. Viața arată că este altfel, că sunt foarte multe femei singure sau femei care au un partener, dar nu ajung niciodată mame. Nu putem porni de la ideea să facem toate politicile numai pentru mame. Manager, nu, trebuie să se descurce și cu banii și cu toată munca în casă. Îngrijitoarea membrilor familiei, în caz de boli mai ușoare și boli un pic mai grave. Educatoarea copiilor, mediatoare și negociatoare, cine împacă și socri și cuscri la nevoie, cine împacă frați cu cumnați și surori cu cumnate, femeia. Și lucrătoare pentru pace. Pentru că ele încearcă să împace pe toată lumea, nu numai acasă, ci și în comunitate sau la locul de muncă. Apoi contează pentru contribuția la progresul societății și al comunității și la prosperitatea acesteia. Să știți că chiar de la țară, așa cum a pornit femeia, prin faptul că ajuta printr-o clacă, prin faptul că ajuta la o nuntă, la un botez, că ajuta la un eveniment mai nefericit, la o mormântare, femeia contribuia la bunul mers al lucrurilor într-o comunitate. Apoi contează pentru modelele pe care le creează și deja am văzut aici niște modele. Și ce aștept eu de la niște modele, da? Ca femeie în politică, femeia trebuie, printre toate celelalte lucruri, să promoveze politicile de gen și să le susțină, chiar dacă sunt propuse aceste politici de partidul de opoziție. Sunt pentru femei, da? Trebuie să găsească o modalitate, să aducă o variantă mai bună, eventual, din prisma propriului partid și să o promoveze. Ca femeie antreprenoare, dincolo de lupta lor să supraviețuiască nebuneala asta de economie de la noi. Femeile ar trebui să promoveze comerțul echitabil, da? Având în vedere că micii producători au foarte multe de tras și în țară, și în Europa, și în lume. Consumul responsabil, economia, da? Să nu cumpărăm mai mult decât consumăm și să dăm la găleată. Sunt oameni care totuși nu au o bucată de pâine. Parteneriatul local între producători și consumatori. Și întreprinderile, acele întreprinderi sociale, da? Să ofere o șansă să muncească fiecare dintre noi, chiar și cei mai necăjiți. Apoi, femeia care activează în organizații neguvernamentale, da? Care în primul și în primul rând promovează schimbările, transformările bune pe termen lung în societate. Femeile în media. Aici stăm mai prost cu prietenia, cu femeile din media, dar ele promovează transparența deciziei politice. Și apoi toate femeile din toate domeniile de activitate care promovează excelența, pentru că pentru a reuși, o femeie trebuie să muncească uneori de două ori mai mult decât un bărbat, ca să fie mai vizibilă și ca să îi se recunoască meritele. Pentru o schimbare, pentru că am vorbit că femeile din ONG-uri trebuie să producă schimbări pe termen lung în societate, am adus o formulă care se cheamă Planul Strategic al Schimbării Complexe, dar se mai cheamă, mai în glumă, mai în serios, și Planul Evitării Unui Eșec. Ca
care spune așa: pentru a face o transformare de succes, o schimbare, ai nevoie de viziune, abilități, stimulente, resurse și plan. Viziunea este un vis realizabil și trebuie să visezi cât mai mult și mai înalt. Dacă nu visezi să faci o catedrală, nu vei reuși să faci o bisericuță de lemn. Și mai aveți nevoie de consecvență, să păstrați întotdeauna obiectivul general și misiunea organizației aceeași. Că veți avea proiecte diferite, că veți ocupa de alte grupe de persoane, că veți avea alte direcții de dezvoltare, da, dar misiunea organizației să rămână aceeași. Și cam atât ar fi. Vă doresc mult succes! Mulțumim tare mult! Sunteți un exemplu pentru noi și sigur o să luăm aminte. Acum avem un moment în care, în urma întâlnirilor noastre, am sintetizat cumva principalele necesități pe care noi vrem să le susținem în următoarea perioadă. Cumva din multitudinea de altfel de lucruri pe care le-am adunat și problematici și probleme și activități cumva propuse, ne-am gândit să vă prezentăm 3 proiecte. Și am să le rog pe rând pe colegele mele care au pregătit material să începem cumva prin a vă arăta cam la ce am lucrat noi până acum și să fie ca un punct de plecare de acum în proiecte. Mulțumim, Raluca. În primul rând, cel mai important aspect pe care l-am considerat, l-am luat în considerare, este implicarea femei în guvernarea locală, județeană și națională. Și am să încep, fără a intra în prea multe detalii, să vă arăt că istoria ne-a arătat că există femei model, există femei excepționale care au reușit să schimbe prin atitudinea lor percepția bărbaților asupra femeii. Aici amintesc de Regina Maria, de Ana Ipătescu, de Maria Rossetti. Nu intru în detalii, dar ce vreau să scot în evidență sunt că sunt doamne excepționale. O avem și pe doamna Viorica Agarici, care este de-a locului, Marta Bibescu și Ecaterina Teodoroiu. Asta a fost în trecut. Astăzi, în contextul în care facem parte din Uniunea Europeană, în contextul în care discutăm de termeni noi, precum democrația paritară, vreau să scot în evidență această noțiune pe care probabil puține persoane o cunosc. Din punctul meu de vedere, fiind mai mult matematician, este simplu. Dacă trăim într-o societate democratică, adică poporul are puterea, dacă trăim într-o societate în care aproximativ jumătate din noi suntem femei și jumătate bărbați, atunci de ce, la nivel de proces decizional, politic, nu suntem tot așa, jumătate femei și jumătate bărbați? Dacă ne uităm la statistici, la nivel de Parlament European, acolo unde, na, românii sunt mai mult obligați să aibă grijă de acele cote, vom vedea că avem un procent destul de bun, de 31% europarlamentar femei. Dar dacă ne uităm la Parlamentul României, o să vedem doar un procent de 11,5% femei. Acest lucru trebuie să se schimbe. Pentru cum a spus și doamna Dina Loghin, femeia trebuie să conteze. Chiar dacă impunem cote și chiar dacă femeile zic: "A, dar nu vreau să fiu pusă pe cotă", noi trebuie să insistăm. Trebuie să dăm, trebuie să oferim condiții femeii, femeii politice să iasă în evidență. Vă lăsa acum pe colega mea să vă spună exact cum asociația poate sprijini implicarea femeii în guvernare. Mulțumesc! Eu am rugat-o pe Dana și să-mi ofere această posibilitate. Poate voi avea lacrimi în ochi și în suflet, am mai de mult, împreună cu Dina. Noi în România am avut o personalitate feminină deosebită. Nu știu cât dintre dumneavoastră o cunoașteți. Este vorba de doamna deputat Mariana Stoica,
un spirit excepțional de prietenie pe care l-a transmis și celor care, care au avut șansa să lucreze alături de dânsa. Personal, m-am considerat și dumneaei m-a considerat ca fiind un discipol al ei. Așa cum vă spuneam, doamna Mariana Stoica, în calitate de președinta Integrării Europene, s-a ocupat de integrarea României, dar a acordat o atenție deosebită egalității de șanse. S-a ocupat de înființarea Secretariatului de Egalitate de Șanse în cadrul Parlamentului și în cadrul Ministerului Muncii. Deci, în România post-decembristă am avut două femei remarcabile în acest domeniu, pe doamna Mariana Stoica ca om politic și pe doamna Dina Loghin ca reprezentanta societății civile. Pentru că ceea ce a făcut Dina Loghin și cu modestie spune, dar eu pot să vă spun pentru că iarăși am avut șansa să mă ia sub aripa ei așa de aproape 20 de ani de când am ființat asociația. În același timp, Dina Loghin a adus în orașul nostru un proiect excepțional, un proiect care a fost finanțat de Statele Unite, de UNIFEM, privind, era vorba despre un program de prevenire a violenței domestice, de fapt a fost un program național care includea mult mai multe ministere, mult mai multe, o rețea practic între sănătate, justiție, poliție și noi ca ONG-uri. Am avut șansa să lucrez pe acest program aici la Roman. Romașcanii, femeile, au avut șansa să beneficieze de acel proiect care a avut finanțare timp de 2 ani de zile. Iar al doilea proiect deosebit și căruia îi datorez foarte multe este proiectul care l-a coordonat prin Pactul de Stabilitate în 2004, când a format o echipă de formatori din care iarăși am avut o șansă să fac parte alături de doamne deputate și senatoare, da? Și acel proiect ce a vizat exact instruirea femeilor în vederea accesului la funcții administrative, politice și de conducere. Încă o dată îi mulțumesc! Acum vă voi prezenta în câteva cuvinte, așa cum a spus Dana, problemele privind implicarea noastră ca ONG-uri și soluții în administrația locală. Cum vedem noi, de fapt, și de ce considerăm necesar acest lucru? Vedem, auzim că se vorbește despre bugetare, despre bugetul local, dar nu știu dacă ne-am întrebat de multe ori dacă se ține cont de perspectiva de gen în această bugetare locală, da? Mai precis, bugetele locale, dacă țin cont de nevoile speciale care vizează femeile, copiii, mai întâi grădinițe, apoi stadioane, ca un exemplu, da? Practici de gen, da? De exemplu, legea permite ca primăriile să deconteze certificatul de medicină legală în cadrul victimelor violenței domestice. N-am prea auzit să existe. Implicarea femeilor în programele de protecție a mediului și schimbările climatice. Noi și marea majoritate dintre dumneavoastră știți foarte bine și cu sprijinul partei unei părți din media care ne-a fost alături, ne-am implicat în ultima jumătate de an în acest program de defrișare, de tăiere, de replantare a puieților din orașul nostru, adică mai precis am dorit să fim consultate, am dorit să stabilim o legătură cu administrația locală prin care să le prezentăm pericolul care se poate naște din aceste tăieri haotice. Pentru că un mediu sănătos, un mediu curat înseamnă un mediu sănătos, un mediu care asigură sănătate oamenilor, da? Din păcate, mesajul nostru nu a fost atât de bine primit. Ce putem face, da? Păi, ce putem face noi? Ne-am propus, într-adevăr, să facem din orașul nostru un oraș european din mai multe puncte de vedere. Deci susținem aderarea municipiului Roman la Carta Europeană pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Da? O idee foarte curajoasă, deoarece acest proiect a fost lansat în anul 2006 de către Consiliul European al Municipiilor și Regiunilor,
cu partener din partea Comisiei Europene, dar s-ar părea că nu a fost atât de mult luat în serios în România, deoarece sunt doar câteva localități care au răspuns acestei chemări. Ce presupune în această ordine de idei? Proiectul de hotărâre presupune consolidarea rolului femeilor în luarea deciziilor la nivel local și regional. Vom dori să încurajăm femeile să-și dezvolte propriile puncte de vedere și abilități în calitate de cetățeni ai democrației. Se știe că am contribuit alături de alte colege chiar la formarea unor grupuri de cetățenie activă, iar ceea ce se vede astăzi aici, cred că este tocmai datorită acestei comunicări și acestei deschideri cu care noi am venit și căreia dumneavoastră ne-ați răspuns. Al doilea proiect pe care vizăm să îl înfăptuim în cadrul asociației noastre se referă la securitatea urbană. Securitatea urbană astăzi stă în puterea aplicării legii și a justiției penale. De fapt, sistemele de drept care acționează și reacționează, din păcate, după săvârșirea unei fapte de infracțiuni, viol, distrugeri. Haideți să vedem cât de sigură este societatea noastră de astăzi. Conform statisticilor, întrucât noi pentru a prezenta acest proiect avem ca suport date reale preluate de la Poliția Română, peste 28 de milioane de infracțiuni s-au săvârșit în anul 2015 și sunt în creștere de la an la an. Știați că în România, în medie, în fiecare zi este un om ucis conform rapoartelor de poliție? Știați că în România numărul fraudelor și a infracțiunilor a crescut cu peste 25% și sunt încă în creștere de la an la an? Știați că la fiecare 30 de secunde un om nu poate fi ajutat deoarece echipele de intervenție sunt direcționate greșit? Peste 70% din populația țării nu au încredere în structurile de siguranță care există actualmente în țara românească. Vom mai prezenta câteva date publice care s-au făcut la nivel național. Haideți să le urmărim împreună. Rata violurilor a crescut cu peste 220%. Infracțiuni săvârșite cu violență, peste 54.000 de cazuri. Distrugeri de bunuri, peste 26.000 de cazuri. Persoane dispărute, peste 4.800 de cazuri, dintre care, din nefericire, peste 65% sunt minori. Nu știu dacă știați că din 39 de milioane de apeluri la 112, din nefericire, 33 de milioane sunt apeluri false. Și acestea sunt statistici reale, preluate din anii 2009, 2010, 2011 până anul acesta. Ce ne dorim noi, Asociația Femeia Contează, este o nouă abordare, soluții inovatoare și tehnologii durabile și accesibile, care să privească prevenția și diminuarea cazurilor de furt, viol, infracțiune și nu neapărat soluționarea lor în sine. O voi lăsa pe colega mea, Raluca, să vă spună câteva cuvinte și despre violența domestică. Vin să completez cumva proiectul Adinei ca o continuare a ideii de combaterea violenței și pot spune că eu personal sunt omul care se va implica în area de combaterea violenței domestice. Asta pentru că, din păcate, în România, legislația, deși a fost aliniată la normele europene, instituțiile nu comunică între ele. Vreau să avem la Roman un centru în cadrul asociației noastre care să consilieze victimele violenței domestice, să avem un psiholog care să stea la dispoziția femeilor aflate în această situație sau în situații de violență. Vreau să le acordăm suport în a facilita, de altfel, comunicarea între instituții, pentru că, din păcate, cea mai mare problemă în România este comunicarea între instituții. O femeie abuzată trebuie să treacă pe la spital, pe la poliție, pe la parchet și pe la multe, multe alte instituții până ajunge să
să rezolve parte din probleme. De cele mai multe ori ea se pierde în acest traseu, fie din lipsa banilor, fie din lipsă de încredere, fie din datorită faptului că nu are un adăpost. De altfel e și un obiectiv al nostru să avem și în roman un adăpost în care femeile aflate în situație de abuz să poată pentru un timp până își rezolvă problemele legate de a obține un ordin de protecție, să poată rămâne acolo, să fie în siguranță atât ea cât și copiii. Din păcate, suntem departe de legislația europeană, suntem departe de o societate civilizată care abordează cu seriozitate această problemă și, spre surprinderea mea, deși în sistem și în această problematică sunt implicate femei, nu există informații, nu cunosc legislația, nu există cultura necesară și, bine, acum eu sunt din zona Moldovei, dar noi suntem din Roman. Poate, eu știu, în București lucrurile sunt diferite, dar, din păcate, în regiunea noastră, fenomenul violenței domestice este unul cumva necunoscut, deși există persoane care vor să ajute cumva, un demers rămâne cumva nesoluționat, rămâne între instituții și, din păcate, femeia este cea care nu reușește să iasă, pentru că a ieșit dintr-o situație de violență domestică nu înseamnă doar să obții un ordin de protecție, ci înseamnă să ai consiliere psihologică, înseamnă să ai o sursă de venit în acea perioadă dacă nu poți ajunge la servici din cauza problemelor medicale sau traumelor psihice suferite, înseamnă să ai alături de tine pe cineva care să te poată ajuta cu copiii atunci când ai demersuri de făcut către instituții, înseamnă o echipă de oameni pe care să-i ai alături de tine. A treia idee de proiect de importanță vitală atât pentru orașul nostru cât pentru toată țara este nevoia de educație sanitară. Dreptul la sănătate este un drept fundamental al oricărui cetățean din țara asta. Și ca să nu vă plictisesc mult, am să picuiesc câteva din lucrurile legate de tineri și, în general, de oamenii din comunitatea noastră și din această țară. Știați că jumătate din victimele accidentelor rutiere mor înainte să ajungă echipajele de urgență pentru că nu știm să dăm primul ajutor? În jurul vârstei de 17 ani, 76% dintre fete și 75% băieți au experimentat cel puțin două din cele trei lucruri care distrug, respectiv alcool, tutun, stupefiante. Și totodată știați că între 15 și 18 ani, 14, o pătrime, un sfert din adolescenți consumă tutun și alcool? În general, copiii vor să aibă un corp frumos, precum, mai ales adolescenții, precum vipurile. Iar cei care stau foarte multe ore pe Facebook ajung la un moment dat să devină anorexici sau chiar bulimici, dorind din dorința de a arăta cu personajele din filme care le atrage extraordinar de mult atenția. Dacă la nivelul adolescenților ați văzut că realitatea este cruntă, prin faptul că standardele impuse de presă sunt foarte ridicate, Facebook-ul promovează o imagine deformată a sănătății, să știți că și la nivel de adulți, realitatea este la fel de cruntă. Sunt foarte mulți români care mor de cancer,
Nu contează că sunt bărbați sau femei. Vreau să vă spun că în România numărul de bolnavi de cancer este mai mic decât în Europa. În schimb, rata de supraviețuire este la fel de mică. Asta deoarece nu avem niște programe de screening performante, iar cancerul este diagnosticat abia în stadiile 3 și 4, când nu se mai poate face mai nimic. În România, peste 2 milioane de români consumă alcool în exces. Deci alcoolul este o mare, mare problemă. Datorită acestui consum de alcool, apar foarte multe cazuri de violență domestică, foarte multe crime. Iar mai îngrijorător este că la nivelul tinerilor avem o rată de mortalitate din cauza alcoolului de 8 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Este foarte, foarte mare. Este o problemă la adolescenții noștri. În ceea ce privește bolile de nutriție, stăm la fel de prost. 40% din copii sunt supraponderali, 60% din adulți sunt supraponderali, iar 30% din adulți sunt deja obezi. Nu mai spunem de cifra foarte mare de boli de diabet. 2 milioane de români sunt bolnavi de diabet. Și asta datorită faptului că nu avem o cultură a sănătății. Educația încă lipsește. De aceea, formarea nivelului de cultură sanitară trebuie să înceapă în primul rând din familie, din primii ani de viață, de la preșcolari, după aceea la școlari, apoi la elevii din gimnazii, din licee și trebuie să continue toată viața în societate, în instituții, în societăți științifico-culturale, științifico-sportive și chiar în ultimă instanță, glumesc când spun, în primul rând în instituțiile sanitare. Deci, această formare a nivelului de cultură sanitară începe din primii ani de viață și trebuie continuat toată viața. Ce putem face noi ca asociație? Bine spus. În primul rând, asociația își propune să promoveze un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos înseamnă să mâncăm bine, sănătos, să facem sport, dar mai ales să avem un echilibru emoțional, ceea ce ne lipsește foarte mult la femei. Apoi, trebuie, cum a zis și doamna doctor, să asigurăm această educație sanitară la toate nivelele. Să începem mai întâi cu școlile. Avem nevoie în școli de cadre medicale, dar nu avem nevoie în școli de cadre medicale ca număr. Avem nevoie de cadre medicale care prestează servicii de calitate. Trebuie să monitorizăm performanța acestor servicii. Adică nu spunem avem 8 cadre medicale și este de ajuns. Nu. Trebuie să vedem dacă au eficiență. Bineînțeles că trebuie să învățăm continuu. Nu trebuie... Așa este și în străinătate. Niciodată nu ne oprim din a învăța. Și trebuie să adaptăm metode moderne, da, pentru educația sanitară. O altă problemă care s-a ridicat foarte mult la ședințele avute a fost lipsa de educație în familie. Da? Deci punctul de start pentru o educație sănătoasă este familia. Trebuie să ajutăm părinții, nu trebuie să-i punem la zid, dar trebuie să-i ajutăm. Și nu mai spunem de implicat, deci trebuie să facem parteneriate cu ceilalți jucători pentru a susține campanii de informare, dar nu numai de informare, și de prevenire a cancerului, a bolilor de nutriție. Și ne-am propus să facem și grupuri de sprijin pentru adicții. Chiar dacă le-am văzut doar în filme, avem nevoie pentru a înlătura alcoolul, alcoolismul, tabagismul, dependența de etnobotanice, stupefiante chiar. Da? Este ceea ce ne-am propus și vrem să susținem o cultură a sănătății. Vreau să mulțumesc doamnei Magda Gheorghiță, ca și partener al asociației în care aceste minunate, să le spunem așa, domnișoare, sunt membre.
Da, mulțumesc, doamna Magda, că sunteți alături de noi și că ați pregătit pentru noi acest dans. O să invit pe Daniela să ne spună câteva cuvinte despre un program pe care noi l-am pregătit în urma întâlnirilor noastre. De altfel, e vorba de un program pe care noi îl vizăm pe termen lung. După cum ați văzut, am prezentat câteva proiecte, câteva idei de proiect, dar noi am adunat mult mai multe problematici și Dana le-a sintetizat și ține să le prezentăm ca să vedeți cumva cum ne-am gândit noi să planificăm pentru următoarea perioadă activitățile asociației. Mulțumesc, Raluca! În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit și v-ați implicat la acele ședințe în care noi am încercat să descoperim problemele reale ale femeii. Noi, în această asociație, nu ne dorim să inventăm probleme. Vrem să vedem ce anume vă deranjează. Vrem să găsim soluții și vrem să luptăm să le implementăm. O să prezint foarte succint, pentru că dumneavoastră știți care sunt problemele și le aveți și pe flyer. În schimb, ce vreau să scot în evidență este că noi le-am conceptualizat și le-am așezat pe niște domenii strategice. Da? În primul rând, sunt probleme sesizate în domeniul educației. Nu intru în foarte multe detalii. Ce vreau să scot în evidență este numărul insuficient de creșe și grădinițe, lipsa cursurilor de calificare și de calificare necesare pe piața muncii, dar nu discutăm că lipsesc, nu sunt performante. Astea sunt concluziile la care am ajuns în urma ședințelor avute. La nivel de timp liber, cel mai mult ne doare faptul că casa de cultură nu este funcțională. Da? Nu putem să mergem la un spectacol, să stăm în frig. Nu se mai numește timp liber, se numește chin. Încă un lucru important este că femeia din Roma simte nevoia de a avea un loc unde să socializeze. Nu există un club al femeilor. Da? La nivel de siguranță și securitate au prezentat colegele mele atât de frumos. Nu discutăm de violența domestică, de furturi, de câteodată ineficiența poliției locale. La nivel de mediu, ceea ce mă doare pe mine cel mai mult ca om implicat într-o firmă este că nu există o rețea eficientă de preluare a deșeurilor. Da? Am fost la Piatra și am fost la niște cursuri pe mediu și ni s-a spus că trebuie să adunăm deșeurile selectiv, doar că nu există acea rețea. La nivel de economie, aici sunt foarte multe lucruri de spus. Așa cum a zis și doamna Adina Loghin, așa cum am spus și noi, avem nevoie să mâncăm sănătos. Ne ducem în supermarketuri și găsim mere din Polonia, nu știu ce din Uruguay, da? Dar nu găsim mere din România. Oare de ce? Un lucru care pe mine mă doare este că micii producători agricoli nu sunt susținuți în niciun fel. Și nu neapărat din cauza autorităților. Nu sunt susținuți și datorită mentalității lor. Venim după comunism și ei consideră colaborarea ca pe ceva comunist, ca pe vechile cooperative. Trebuie să luptăm, să schimbăm aceste mentalități dacă vrem să mâncăm sănătos și dacă vrem să avem produse românești în galantare. La nivel de administrație publică, nu am să... Doamna Năstase a înțeles foarte bine problematica și sper să ne reprezinte mai departe. În sănătate, la fel, sunt foarte multe probleme. Da? Ce mă interesează pe mine să vă prezint astăzi sunt mai mult soluțiile care le-am găsit. Nu am să intru tot așa în foarte multe detalii care însemna să nu mai plecăm de aici și vă plictisiți. Dintre soluțiile identificate au fost, și nu identificate neapărat de noi, au fost soluții date de dumneavoastră. Da? Înființarea unei grădinițe de vară,
În luna august, părinții nu au unde să-și ducă copiii. Da? Înființarea de noi crește pentru copii până în 3 ani. Da. După ce am născut, la 2 ani de zile trebuie să mă întorc în câmpul muncii. Ce fac cu copilul? Dacă o am pe mama e bine, dacă nu avem pe mama, mergem la particular și dăm foarte mulți bani. Din nou, casa de cultură trebuie să fie un loc funcțional, mai ales pentru cultură. Precum spune și tratatul de la Istanbul, în curând va fi obligatoriu să avem adăposturi pentru femei abuzate. Dar noi nu vrem doar adăposturi pentru femei abuzate și copiilor. Noi vrem să le dăm suport juridic și psihologic, pentru că degeaba îi adăpostim dacă nu îi reinserăm. Da? Ați văzut astăzi o fată deosebită. Da? Vorbind de copii excelenți, trebuie să-i susținem mai mult. Am vorbit despre creșterea performanței cursurilor de calificare, recalificare. Femeile după 40 de ani nu prea își găsesc de muncă, iar cursurile care se află pe piață, sinceră să fiu, nu sunt adaptate la cererea locurilor de muncă. Eu, de exemplu, am 2 ani de când caut muncitor în domeniul tâmplăriei. Da? Și nu găsesc. Bun. Nu mă repet cu calitatea vieții, cu stil de viață sănătos, da? Așa. Un alt punct de vedere pe care eu îl susțin cu tărie este că trăim într-o cultură mondială. Peste cultura românească, pe care noi încă nu am descoperit-o, noi nu știm cine suntem, mai vine și cultura englezească, cultura americană, da? Și atunci noi trebuie să ne dăm seama că orașul roman are nevoie de un brand de oraș. Un brand de oraș care să atragă oameni de valoare, care să atragă copiii plecați la facultăți, să se întoarcă în Roma. Da? Deci, eu cred că când vorbim de performanța administrației publice, mai nou, vorbim de puterea ei de a atrage valori în orașul respectiv. Uitați cât de mult a scăzut populația romanului. Cât de importantă este migrarea românilor în străinătate. Și dacă aveți impresia că o duc pe roze, eu vă asigur că nu este așa. Niciodată omul nu-și uită rădăcinile. Dacă am prezentat câteva soluții, câteva probleme, nu sunt toate. Noi suntem deschiși să veniți oricând cu problemele dumneavoastră, oricând să veniți cu soluții. Nu vă putem promite că o să le rezolvăm pe toate, dar ce vă promitem noi este că o să vă aducem sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana, și mulțumim dumneavoastră că de altfel materialul a fost pregătit în urma discuțiilor noastre și aici sunt de altfel problemele pe care dumneavoastră le-ați ridicat și noi doar am încercat să le așezăm pe domenii. Și cum mai avem câteva momente artistice, ne-am gândit noi să vă încântăm așa spre sfârșitul întâlnirii noastre. Salut prezența unor distinse doamne, actrițe, în cadrul teatrului din orașul nostru, Teatrul Dan Alexandrescu, Cosmina Chirilă. O să o invit alături de noi. Ea ne-a pregătit o poezie. Bună ziua, sunt Cosmina Chirilă, actor la trupa de teatru Dan Alexandrescu și profesor de limbă română la Școala Pildești și am ales o poezie, zic eu, scurtă, dar la obiect, care ne caracterizează. În ceea ce mă privește, consider că Dumnezeu, atunci când a făcut lumea, s-a supărat atât de mult pe Eva, pentru că a mâncat din măr, și de aceea a lăsat-o pe pământ, pentru că altfel o lua la el. Mai apoi, văzând că Eva face multe, multe aici pe pământ și înflorește atât de frumos, a început să plângă. De aceea, când vine ploaia, mă uit la cer și aștept ca lacrimile lui Dumnezeu să mă ude. Consider că sunt o floare. Pentru că altfel nu mi-explic ploaia, nu?
Mai cred că Dumnezeu a iubit atât de mult femeia după ce a lăsat-o pe pământ, încât i-a dat foarte multe oportunități, și anume, a făcut-o să fie identică cu bărbatul. În ce? Poate să facă orice face bărbatul. Bărbatul nu poate să facă ce face femeia. Clar, nu-i așa? Ce i-a mai dat Dumnezeu? Pe lângă faptul că poate face carieră și o face frumos, pentru că o face cu suflet, poate să facă ce? Copii. Femeia poate fi mamă. Ori asta cred că este cel mai frumos dar. Nu? Femeia poate fi prietenă. Cu cine? Cu colegele de muncă. Cu copilul ei. Cu soțul. Cu societatea. Cu țara. Și cu mai cine? Cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne plouă frumos. Nu-i așa? Da, cred că aceasta este opinia mea despre femeie, de aceea mă mândresc că sunt femeie, mă bucur că sunt femeie și îmi învăț copiii, am și băiat și fată, și pe fată o învăț să se aprecieze, chiar dacă unii încearcă să o dărâme, iar pe băiat îl învăț să ofere acea floare unei fete, chiar dacă fata o rupe și o calcă în picioare. Și după cum ziceam, o să vă spun câteva versuri. Și zice așa, când spui femeie, ai spus mamă, și ai spus soție, fiică, soră, și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturor. Și ai spus iubirea și căldura și frumusețea fără care ar fi un pustiu și ar fi durere și ar fi tristețe tot sub soare. Ce gol și ce singurătate era în cele 6 zile când nu era în rai femeia pe toate luminându-ile. Iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană, ce minunată întregire i-a dat ființa diafană. E adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea. Dar fără ea nu ar fi viața și nu ar fi binecuvântarea. N-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele. Și ce-ar fi lumea fără acestea? Și ce-ar fi viața fără ele? Nu o întristați, ci mângâiați-o și ajutați-o cu iubire să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire. Căci când ea plânge, toate sunt chinuite și întristate, iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate! Fii binecuvântată, dulce și scumpă mamă și soție și soră și fetița noastră, fiți binecuvântate! Pe vecie, cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri în sărbătoare și întreaga dragoste ne punem pe-al vostru suflet, ca o floare. Membrii fondatori, pentru că toate sunteți membri ale asociației, ținem să vă mulțumim. Ne bucurăm că în sfârșit a avut loc evenimentul nostru de lansare, despre care tot v-am povestit că o să fie și o să fie și l-am așteptat cu atâta entuziasm, cred, cu toții, cu emoții, dar ne bucurăm că, uitați, am reușit să ne adunăm. Este lansarea noastră, a fost minunat. Vă mulțumim că ați venit alături de noi și o să dau cuvântul fiecăruia dintre colegele mele. Da, și o să las pe doamna doctor să închidă, că ea este înțeleapta echipei noastre de fondatori. Nu vreau decât să vă mulțumesc pentru implicare și sper că în continuare femeia contează. Vă mulțumim în primul rând că v-ați făcut timp astăzi și v-ați răpit din timpul dumneavoastră de sâmbătă să fiți alături de noi. Și în al doilea rând vă mulțumim că într-un timp atât de scurt, e vorba doar de câteva luni, ați răspuns pozitiv dorinței noastre de a ne fi alături și la ora aceasta suntem un număr de peste 140 de femei care fac parte din asociația noastră.
Eu o să vă mulțumesc pentru că, uitați, s-a împlinit un vis și pentru că atunci când am inițiat proiectul, cineva mi-a spus: Doamne, dar unde să găsești 100 de femei în Roma și deștepte și frumoase și implicate în activități sociale? Și am spus, cu încăpățânare, eu sunt convinsă că sunt mai mult de 100 și sunt convinsă că alături de noi o să vină și alte minunate doamne și că împreună vom realiza proiecte frumoase pentru promovarea femeii. Uitându-mă în sală, sunt sigură că obiectivele pe care ni le-am propus se vor înfăptui. Am să închin imnul ăsta tuturor femeilor de la noi, din Roman, și tuturor femeilor din țară. E mândră mersul ei cingaș și grațioasă ca un juvaier. Toată făptura e de farmec plină, în ochi are sclipiri ca stelele din cer. Farmecul ei de noapte înstelată rup parcă dintr-o lume ca de vis un bibelou de marmură sculptată, model furat direct din paradis. O floare fragedă de primăvară a fost cândva de ursitor aleasă să împodobească chipul ei gingaș, așa precum ghirlanda pe-o mireasă. Când zâmbetul zglobiu ca de copil arată albul perlelor și rag, un gând te-ndeamnă, însă nu mai știi nimic să-i spui și te topești de drag. Întruchipează în ea atâta gingășie, neegalată nici de zână din povești. Gesturi naive, de păpușă vie, e stea ce strălucește în sferele cerești, regina frumuseții, te văd așa cum ești. Vă invităm la masă și, bineînțeles, la o sesiune de comunicare, networking, să ne cunoaștem mai bine între noi și vă așteptăm la ședințele asociației noastre. Mulțumim tare mult! Cam atât pentru astăzi. Spunem stop cadru și vă așteptăm la următoarea emisiune.